este un prim pas. Procesul de modernizare al partidului nostru nu este finalizat. Este un proces greu, este un proces destul de dificil, dar e un proces care va continua. Atât timp cât eu voi fi președintele acestui partid, procesul de modernizare va continua, pentru că avem de gând ca PSD-ul să rămână în continuare singurul partid din România care are o atitudine pozitivă și de construcție.